Eurovision. Lume multe și frumoase, Eurovision. Melodia cea aleasă, Eurovision. Mai întâi tinerii au învățat mișcările de la un instructor de dans, apoi a început distracția. Ce lumini, ce feierie, cântece și bucurie, Europa se adună la un gând ce voie bună. Ușurile sunt libere și frumoase. Ce să țineți pe Pavel Turcu? Fiindcă trebuie să susținem oamenii care îndrăznesc, oamenii care se relaxează, oamenii care se simt bine. Este un om de curaj și a reușit și a urmat visul fără să-i fie frică de opinia publică. Tinerii spun că nu sunt de acord cu decizia juriului, care a hotărât să-l excludă pe Pavel Turcu din concurs. Pavel Turcu, de fapt, oferea o alternativă, pentru că el, dacă ieșea pe scenă în Europa, ca el nu mai era nimeni. Și atunci europenii puteau să aleagă, sau între niște blondi New Orleans și un grup de băieți foarte chipeși, frumușei, care dansează, sau Pavel Turcu. Cred că ar primi mult mai multă atenție și ar fi fost mult mai apreciat decât ceea ce avem la momentul dat. Pentru a fi mai convingători, admiratorii lui Turcu i-au invitat petrecători la dans. Oamenii nu s-au lăsat însă convinși. Ei nu cred că Pavel Turcu ar fi meritat să reprezinte Moldova la Eurovision. Pur pentru persoanele care, cum să spun eu așa, tică de distracție. Am pahar de vin la o chestie, la o discuție. Credeți că ar fi câștigat la Eurovision? Nu. Cred că sunt alții melodii mai bune, mai frumoase, mai anume pentru Eurovision. Melodia e bună, pentru noi e bună. Noi ne place, noi suntem moldoveni, nu ne place, dar poate pentru europeni și nu știi. Piesa imnului Eurovision, compusă și interpretată de Pavel Turcu, a ajuns cunoscută datorită promovării de care a beneficiat pe mai multe site-uri de socializare. Eurovision, e concursul cel vestit. Eurovision, azi norocul ți-a zâmbit. Eurovision.